Bun găsit, dragi prieteni ai revistei Psihologii. Astăzi suntem la emisiunea În căutarea stării de bine și avem ca temă iubirea în dormitor. Suntem după 40 de ani de comunism în care ne-a fost interzis să vorbim despre sexualitate, iar după ce a trecut comunismul, am avut o lungă perioadă în care mai toți ne-am informat de pe internet sau din filmele pornografice. În Suedia, educația sexuală a început undeva prin anii 55. La noi, de-abia ce s-a promulgat o lege care ne solicită să educăm din punct de vedere sexual copiii în fiecare trimestru. Și de aceea mi-am și dorit să avem o astfel de emisiune pe tema sexualității, pentru că este foarte mare nevoie de o educație în acest sens. Le spun bun venit invitaților noștri de astăzi, Violeta Moisă, care este coach specializată în feminitate și în relațiile de cuplu, și îi spun bun venit și lui Cornel Gabriel Pasăre, care este psihoterapeut și este specializat în sexualitate. Are diferite cursuri care au fost realizate în zona aceasta asiatică și abia aștept să povestim cu ei despre tema noastră de astăzi, iubirea în dormitor. Toată povestea asta cu emisiunea a pornit și de la faptul că, la un moment dat, una dintre clientele mele îmi spunea că, având vreo 25 de ani, că ea până la vârsta aceea știa că femeia este cea care trebuie să-l satisfacă pe bărbat în pat, să îi obțină lui plăcerea și mai puțin se concentra pe propriile ei nevoi. Și mi-am dat seama că noi, de-a lungul timpului, nu am avut parte de o educație sănătoasă în direcția asta a sexualității și mi-amintesc și de mine când eram mică, aveam așa vocea bunicii care îmi spunea: domne, ai grijă ce faci cu bărbații, că ei profită de femei și să nu te lași în voia lor. Și de aceea mi-a plăcea și de la invitații noștri de astăzi să aflu ei cum au fost învățați așa în primii 20 de ani de viață despre tema sexualității. Așa că cine își dorește să înceapă, am să rog să înceapă. Cumva mulțumesc. Cumva legat de ce spuneai tu, Simona, îmi amintesc sau încercam să mă gândesc retrospectiv că n-am primit niciodată informația despre ce să faci, ci o listă lungă despre ce să nu faci. Dar cumva nu foarte concret, adică nu direct și nu explicit. Informația era de genul: asta este o treabă pentru oameni mari, e ceva, cum să zic, murdar, este ceva, uneori și nu neapărat toți nepotrivit, poate chiar este și, nu, păcat, și e mai bine pentru o fată cu minte, expresia asta mi-aduc aminte foarte bine, o fată cu minte se ține departe de zona asta. Evident, băieții întotdeauna au intenții rele și murdare și ascunse, iar tu trebuie să stai departe de ei. Evident că la orice adolescent tânăr, curiozitatea, hormonii, nevoia de descoperire te atrage către zona aceea, și mi-aduc aminte întotdeauna că curiozitatea mea a fost însoțită întotdeauna de, pe de-o parte, de rușine legată de acest aspect, dar și vinovăție. Am făcut chestia asta sau mă interesează un subiect care nu este corect. Și lasă tot felul de urme abordarea asta. Evident, nu ne învinovățim părinții, eu una nu-i învinovățesc pe ei mei, n-au avut de unde să ne ofere informație corectă, nici ei n-au avut, ei cred că au avut cu atât mai puțin decât noi. Și cumva am perpetuat din generație în generație atitudinea asta față de sex, care este ceva extrem de privat, care se întâmplă în dormitor, eventual cu lumina stinsă,
Și despre asta nu se discută. Cam asta a fost expunerea mea la informații legate de sexualitate, cel puțin în primii 20 de ani de viață. Da, uite că toți venim dintr-o realitate relativ asemănătoare, adică avem condiții culturale asemănătoare și acest background ne-a influențat pe toți într-o manieră egală. Și există mai multe legi ale acestui univers și probabil cea mai importantă este legea cauzei și a efectului. Atunci, dacă ne uităm un pic în cauzalitatea acestei chestiuni, o să descoperim de ce lucrurile sunt așa cum sunt. Însă, ca să răspund la întrebarea ta, Simona, cu toții, generația 35, 40, 45, probabil, și eu cred că mai mult decât atât, am trecut printr-o experiență relativ asemănătoare. Curiozitatea era prezentă, acest impuls firesc al naturii, că face parte din natura noastră profundă, a fost prezent și fiecare dintre noi am căutat, înainte de toate, un răspuns la aceste mișcări interne, pentru că este ceva fizic, corporal, nu este doar mental, nu este la nivelul curiozității, este la nivel somatic. Și am căutat un răspuns. Acum, nu cred că cineva dintre noi a găsit un răspuns funcțional măcar. Ba din potrivă, exact cum povesteai, răspunsurile erau încărcate de dogme religioase, pentru că despre asta este vorba, în care vinovăția era prezentă perpetuum, erau încărcate de rușine și de frică, pentru că frica mamelor în relația cu fetele era ca nu cumva să se facă de râs. Și aici apare vocea satului, pentru că trăim într-un sat planetar, ne place sau nu ne place, despre asta este. Deci vocea satului este mai importantă decât armonia în cuplu. Pentru că mamă mă face de râs sau dacă ne face de râs. Și atunci a apărut frica care, asociată cu această curiozitate și cu acest impuls natural, a generat conflict intern. Și conflictul intern se manifestă întotdeauna, conflictul interior se manifestă în viața exterioară. Și acum întrebarea de ce lumea asta exterioară pare a fi nebună, pentru că este într-o stare de disfuncționalitate severă, este pentru că este reflexia unui conflict interior, atât de simplu. Freud povestește un pic despre faptul că toate aceste nevroze și stări conflictuale apar exact din acest conflict. Această energie sexuală care în mod natural apare, se manifestă și conflictul de pe scena minții care... nu neapărat conflictul, ideile de pe scena minții care intră în conflict cu această putere. Și acum poate o să povestim astăzi, nu neapărat ca o soluție, ci o idee alternativă la ceea ce putem face pentru a pune un pic de armonie interior. Da, adevărul este că acest impuls îl simțim așa de când suntem foarte, foarte mici. Asta o văd inclusiv la copilul meu care este mic și are deja 8 ani și am văzut de-a lungul diferitelor etape de viață. Întrebarea este, ok, apare pe de-o parte impulsul, pe de-altă parte noi vom vorbi astăzi despre iubirea în dormitor. Cum trecem de la zona aceea de impuls la zona de iubire? Știu că este așa o temă destul de generoasă, dar ce vă vine în minte primul lucru vis-a-vis de ceea ce v-am întrebat acum? Cum trecem de la impuls la zona de iubire? Gabriel, te rog pe tine, că sigur ai o idee. Uite, când vorbim, când ne referim la cuvinte, este foarte important să înțelegem sensul din spatele acestor coduri. Cuvintele sunt niște coduri de comunicare care ascund un context extrem de larg. Acum, există câteva cuvinte care au fost folosite atât de mult și au fost abuzate. Unul dintre ele este iubire. Atunci când o persoană se gândește la iubire, nu înțelege nimic, în mod real și punctual și clar. Dovadă că dacă întrebați orice persoană ce înseamnă iubirea, veți primi zeci, sute, mii de definiții care sunt strict subiective.
limba română este un pic săracă în înțeles când vine vorba de acest cuvânt. Însă îi avem pe greci care ne dau definiții mult mai delicate și mai fine. Grecii, filosofii greci, firește, au 6 nuanțe vis-a-vis de iubire. 6 nuanțe total diferite. De ce? Simona, atunci când te raportezi la copilul tău despre care ai pomenit, te raportezi într-un termen al iubirii particulare, care se numește filia. Adică ai o dragoste particulară, e o formă de iubire particulară vis-a-vis de copii. Când ne raportăm la iubirea trupească, grecii vin cu acest termen care se numește amor, care este total diferit. Este un alt tip de iubire. Sunt emoții, este o parte corporală, este mișcarea asta sexuală și senzuală. Este un joc întreg, total diferit. Când ne gândim, spre exemplu, la iubirea de cunoaștere, cum putem să-i spun? Vedeți că este total diferit. Noi mergem în această lume căutând o cunoaștere, din iubirea de a cunoaște și a de a ne întoarce la noi ieșire. Deci vedeți că sunt nuanțe total diferite. Așa că atunci când vorbim despre iubire, este foarte important să facem nuanța asta pe care eu personal aleg să o numesc amor, firește, inspirat din filosofia greacă. Da, în acest moment, când ai pronunțat cuvântul amor și ai dat și o mică explicație, ai vorbit despre acea iubire trupească. Exact. Noi femeile, acum așa o să facem două tabere, mai ales că de asta am și doi invitați, unul de un sex și celălalt sex. Noi avem nevoie de tot acel complex de sentimente, de emoții în relația cu celălalt și mai ales când vorbim de partea aceasta de sexualitate. Voi, bărbații, din ce știu eu, vă raportați foarte mult la partea asta de fizic. Și aici unde putem să facem distinția celor două? Și uite, mă invit și pe Violeta să ne spună, doamne, cum e cu femeile? Adică femeile ce au nevoie? Și dacă e să ne raportăm la impuls, bineînțeles că și femeile și bărbații au acest impuls, dar parcă femeia este un pic mai concentrată pe zona asta emoțională, pe zona sentimentală. Pentru că întrebai cumva care este, nu neapărat distinția, ci legătura, pentru că eu văd o legătură între impuls și iubire. Din punctul meu de vedere, este un proces. Un proces care are mai multe etape. Da, prima etapă este acesta impulsului, a expresiei, nu te trage ața, curiozitatea, te duce acolo, nici nu știi de ce, cum. Și cumva în zona asta este foarte multă descoperire, sunt foarte multe întrebări, de ce-uri, de ce e așa sau de ce e așa, de ce mi se întâmplă asta. Și cumva cred că este o etapă naturală, că altfel nici n-am fi experimentat-o, nu ne-ar fi fost dată în sistemul nostru. Dar până la iubire, cred că este un proces mult mai complex. În primul rând este această etapă de deceuri, apoi de, cum să spun, de aflat răspunsuri personale, da? De descoperire personală, de ce îmi place un anumit lucru. Nu știu câtă lume își pune această întrebare legată de sexualitatea proprie. De ce îmi place un anumit lucru în sexualitatea mea? De ce sunt atrasă de anumită tipologie sau de un anumit stil de sexualitate? Aceste deceuri sunt importante în definirea și acceptarea mea ca persoană. Apoi înțelegerea și acceptarea celorlalți. Ok, pot să înțeleg că oamenii au manifestări diferite, au, nu știu, o să vorbim și de fantezii poate mai încolo, au moduri diferite de a se raporta la sexualitate. Și apoi iubirea, din punctul meu de vedere, vine să le îmbrace pe toate. Adică ce? Cunoașterea mea și acceptarea mea totală, în primul rând, ca să mă pot raporta corect la partenerul meu sau la partenerii mei, de ce nu. Acum, la împărțirea cumva între bărbați și femei, cred că sunt bărbații, văd sexualitatea din două direcții. Odată este acest instinct care cumva este născut în ei și care are legătură și cu ce? Cu procrearea, perpetuarea speciei, cu nevoia lor de a fi învingători, cu ceritori, cu validare până la urmă. Și ăsta este un plan. Dar cred că și în planul masculin există nevoia de conexiune, care însă este mult...
mult mai profundă, mai și vine cumva ulterior într-o relație. În schimb, femeile le pun într-un pachet pe toate. Sexualitatea, cu nevoia de conexiune, cu nevoia de siguranță emoțională și afectivă. Atunci când discut cu clientele mele legate de nevoi, prima, și am făcut un zilele trecute, am făcut o evaluare, prima pe listă, prima nevoie pe care o mi-o menționează este această nevoie de siguranță afectivă. Adică, ok, mă implic cu tine într-o relație sexuală, dar vreau să mă asigur că este legată și de stabilitate, că este parte dintr-un, dintr-un proces în care creștem, în care proiectăm lucruri împreună. Femeia de multe ori spune, întâi vreau să te cunosc mai bine și abia apoi te invit și în, și în, și în dormitor. Mm-hmm. Iar bărbatul? Uite, am spus ceva la început, orice situație, orice lucru prezent în viața noastră se bazează pe o istorie și pe o cauzalitate. Odată ce mergem în cauzalitate, înțelegem de ce. Este o chestiune de evoluție a speciei. Dacă mergem cu 3 milioane în spate, 3 milioane de ani în istoria noastră, vom vedea un lucru esențial care conține în interiorul lui răspunsul la situația de azi. Se numește diferențiere de rol. Bărbații acum 3 milioane de ani aveau un anumit tip de rol, adică erau vânători, comunicau puțin și eficient, se organizau pe resurse și pe problemă soluție. Pentru că altfel nu ar fi supraviețuit. Nu erau nuanțe, erau doar eficiență. Motiv pentru care bărbații au devenit eficienți. Dacă înțelegem real, dacă înțelegem această nuanță, toate lucrurile încep să se clarifice. Pe de altă parte, femeile stăteau în interiorul familiei și comunicau, firește, cu limbajul de atunci. Și au dezvoltat un alt tip de contact cu propria ființă, un contact cu emoțiile, un contact cu corpul, un alt tip de comunicare infinit mai complexă cu cei din jur. Acum, dacă ne întoarcem cu 3 milioane de ani în urmă, vom vedea că nu s-a schimbat nimic în specia noastră. Eu personal cred că nu s-a schimbat absolut nimic, în afară de faptul că avem chestiunile astea, cu tot ce înseamnă, adică tehnologia. Suntem la fel. Suntem ancorați biologic în același mecanism. Bărbații sunt eficienți, au gândire de cele mai multe ori unilaterală și cognitiv-rațională. Femeile au rămas în această zonă a emoției și a simțirii cu alt tip de senzori și a apărut un conflict. Conflictul vine printre altele, spun din următoarea chestiune. Este de asemenea chestiune de istorie. La un moment dat, în primul război mondial, în al doilea război mondial și un pic înainte de aceste lucruri în Europa, energia masculină a fost extrem de agresată, pentru că bărbații au trebuit să se ducă la război, s-au întors, n-au avut timp să-și încarce bateriile și să dea mai departe această putere masculină și au fost agresați masiv de 3 ori. În toată această agresiune care a durat 10-15 ani, femeile au preluat puterea datorită faptului că trebuiau să supraviețuiască. Este o chestiune tânără în istorie, relativ recentă. Atunci femeile au luat și au asumat o putere care nu este potrivită pentru ele. În mod real nu este potrivită. Însă și-au asumat-o pentru că au fost forțate de situație. Și energia masculină încă nu s-a echilibrat. Este o chestiune ce ține de sociologie. Și atunci toate aceste lucruri, diferențierea de rol, agresarea energiei feminine, pentru că și ea a fost agresată mult mai mult în toată istoria noastră, agresarea energiei masculine. Toate aceste lucruri au dus în momentul actual, astăzi, acum, la acest conflict masiv, care se propagă dincolo, că se propagă în societate, se propagă în dormitor. Și ceea ce ar trebui să fie, pe de o parte,
un act jucăuș de bucurie, de descoperire, de intimitate, de plăcere la urma urmei, a devenit un conflict. Pentru că, încă o dată spun, conflictul nu este în exterior, întotdeauna conflictul este în noi și în exteriorul noi reflectăm. Da, aici mi se pare foarte bine punctat și inclusiv eu care m-am educat de-a lungul vieții să fiu genul ăla de femeie puternică care le poate, le duce și le face pe toate, de unde și rolul meu de lider de 16 ani. Și cea mai frumoasă lecție despre feminitate pe care am putut să o primesc a fost la o lecție de tango, unde instructorul a spus, uite, știi care e treaba? În tango argentinian, 80% bărbatul face totul. Și 20%, tu ca și femeie, tot ce ai de făcut, un singur lucru pe care l-ai de făcut, este să te relaxezi, să rămâi în flow-ul ăla al dansului și să accepți cumva și propunerea bărbatului. Și am acceptat cumva și această lăsare așa în voia lucrurilor și acea feminitate pe care am simțit-o din plin după 5 minute de dans. Pot să spun că am ajuns așa la o stare din asta de euforie, asemenea cu momentul amorului și a fost experiența cea mai puternică de feminitate pentru mine și mi-am dat seama, uite, când te lași și te lași purtată cu totul, poți să experimentezi niște stări minunate. Și da, în pat, probabil că în momentul de față se schimbă rolurile așa de la un minut la altul și fiecare nu mai știe. Acum cine acționează? Femeia, bărbatul, când de fapt ar trebui să fie unirea celor două energii și să fie în armonie. Și acum mă întreb, de fapt, când ajungem să fim în această armonie? Când ajungem, ok, este partea emoțională, vine partea emoțională care la femeie, iată, se schimbă, vine și partea rațională, vine și partea emoțională, după aceea vine bărbatul cu foarte multă parte rațională. Când reușim totuși să fim pe aceeași lungime de undă? Eu cred că armonia vine, în primul rând, când se deplinește ceea ce spuneam mai devreme, și anume când ajungem la nivelul iubirii de sine. Și iar știu că este un concept extrem de vehiculat și poate ajunge chiar clișeu, dar îl consider extrem de important. Ce înseamnă pentru mine iubirea de sine? Ca să o și cumva exemplific. Odată o acceptare totală și radicală a felului în care eu sunt, a felului în care arăt, a felului în care îmi propun să mă port și să mă dezvolt în lume, inclusiv ceea ce îmi doresc să devin face parte din această acceptare și iubire, dacă îmi planific să mă dezvolt, să îmbunătățesc anumite lucruri la mine. Atunci când îmi accept și părțile pozitive și cele mai puțin pozitive, adică nu, îngerul și demonul, umbra și esența mea, este un proces extrem de puternic în care cea mai mare parte dintre oameni cumva acolo se, dacă vrei, se împiedică. Când eu ajung în armonie cu mine, când accept părțile mele, total, radical, așa cum sunt, când ajung să-l accept și pe celălalt, că și asta este un punct foarte bun, nu o să găsim, cel puțin asta cred eu, nu vom găsi partenerul perfect, ideal, întotdeauna în viața noastră. Dar pot să găsesc sau pot să identific partenerul cu care am cele mai multe, cum zic eu, clicuri, da? Cele mai multe conexiuni. Partenerul pe care pot să-l accept și să-l respect așa cum este. Armonia vine când femininul recunoaște, respectă și se poate supune masculinului. Ok, deci, da, practic avem nevoie să ne cunoaștem, avem nevoie să ne acceptăm. Mă întreb aici unde e de fapt și această cunoaștere și această acceptare, pentru că acum 5 ani, dacă mă întrebai pe mine unde aveam rolul ăsta foarte masculin de lider, aș fi spus, ok, eu mă accept așa cum sunt, autoritară fiind, impulsivă fiind, pe când cred că esența mea era mult, mult mai profundă. Și atunci
și procesul ăsta de cunoaștere e, cum să zic, e ținut în spate de tot felul de aspecte pe care, nu știu, poate le-ați văzut în relația cu clienții voștri, le-ați văzut la voi înșivă. Adică aș vrea ca oamenii să-și dea seama că, de fapt, această cunoaștere pornește cu o esență și la acea esență cum ajungem. Uite, în timp ce povesteai, mi-a venit în minte următoarea idee. Personalitatea vine de la cuvântul persona, care înseamnă mască. Pentru a fi o persoană, trebuie să porți o mască. Toți purtăm o mască. Exact în acest moment, fiecare dintre noi poartă o mască. Este o mască de adaptare la acest moment, la această realitate. Este o mască pe care noi o vom schimba peste o oră. Când schimbăm rolul. Devenim mamă, devenim tată, devenim iubit, iubită, client, diverse roluri. Și aceste măști ne împiedică uneori să ne conectăm cu esența noastră, pentru că noi nu ne conectăm cu esența. Ne identificăm cu masca, cu rolul. Am povestit mai devreme de această diferențiere de rol. Și atunci, în dormitor, se întâmplă invariabil asta. Nu se întâlnesc două esențe, ci se întâlnesc două măști care este fiecare setată într-un anumit fel. Se întâlnește o femeie tip leader și poate povestim de cele 6 tipuri de personalitate, un bărbat tip leader. Și atunci este o luptă pe teritoriul fizic, emoțional și mental. Este conflict. Ceea ce nu este rău, să ne înțelegem. Poate să fie lupta asta, poate să genereze o energie enormă. Complicat este când se întâlnește o persoană care are așteptări de acțiune de la celălalt, de obicei bărbatul este partea activă, nu este obligatoriu. De obicei bărbatul trebuie să fie partea yang, iar celălalt are aceleași așteptări din cealaltă parte. Și atunci nu există joc. Totul este pasiv. Dau un exemplu. Deci, pentru că ai spus că acum 5 ani aveai, Simona, un anumit tip de percepție, era în acord, eu părere firește, nu spun că este adevărat, în acord cu masca de care erai conștient acum 5 ani. Acum ai făcut, probabil în ăștia 5 ani, pași, metaforic în spate, și ai început să devii conștientă de măștile pe care le porți și alegi, prin tango, pe care, apropo, le recomand tuturor, alegi să dai măștile la o parte și să devii, pentru că ce fac toate aceste măști la urmă? Ne protejează. Asta fac. Sunt măști de protecție. Mă protejez punându-mi o mască în fața celuilalt ca celălalt să interacționeze într-un anumit fel. Ne fac vulnerabili. Iar vulnerabilitatea este 100% esențială în actul de iubire între două persoane. Vulnerabilitatea este una dintre esențele profunde ale acestui act. Deci, eu personal cred că aceste măști, care încă o dată sunt funcționale de foarte multe ori, este ok să le purtăm. Însă să nu ne confundăm cu ele, să credem că noi suntem masca. Nu, masca este o interfață între mine și un anumit tip de realitate pentru a o negocia mai bine. Dacă intru în altă realitate, ori o dau jos și rămân aproape de esența mea, ori pun o mască potrivită altui tip de realitate. Și bine, de-a lungul vieții eu am remarcat că aceste măști, de fapt, ne obosesc foarte tare și dacă masca, mă rog, între ghilimele, masca ajunge să fie cât mai apropiată de esență, ne simțim mult mai eliberați, mult mai relaxați. Dar uite, și pe video vreau să o întreb, cum ai simțit sau când ai simțit tu că clienții tăi reușesc să treacă dincolo de mască și să meargă către esența lor? Ce i-a ajutat de-a lungul procesului lor? Și după aceea o să mergem mai în detaliu despre ce se mai întâmplă în dormitor. O să răspund imediat la întrebarea asta, dar aș vrea să completez ceva ce a spus Gabriel și mi se pare esențial pentru că a folosit un cuvânt pe care îl ador și pe care cumva mă strădui să-l introduc în ființa mea cât mai mult, și anume vulnerabilitatea. Și dacă tot vorbeam de conflicte interne, conflictul cel mai puternic pe care îl are cel puțin o femeie, vorbesc din perspectiva experienței mele personale și a experienței cu clientele, acest conflict între vulnerabilitate este unul care are cel mai mare impact în modul în care relaționăm.
momentul în care o femeie va înțelege că vulnerabilitatea este de fapt un mod de a-ți dovedi autenticitatea, un mod de a te manifesta și de a te exprima până la urmă, când înțeleg că vulnerabilitatea înseamnă de fapt o putere de asumare, în momentul ăsta cumva și acceptă rolul de feminin. Am foarte multe cliente care pur și simplu nu acceptă rolul de feminin. Li se pare ceva distant, care nu are legătură cu ele. Au la un moment dat senzația că este vorba de a deveni ceva ce nu sunt, deși avem discuții pe tema asta și le spun rolul feminin sau esența feminină este în tine, este ca și cum îi spune, nu am ochii albaștri, i-am verzi, prefer să i-am verzi. Da, dar ea e albaștri, așa te-ai născut, așa cum te-ai născut cu energia feminină. Și atunci, acceptarea aceasta a esenței, acceptarea și înțelegerea esenței are loc în momentul în care înțeleg nevoia de ambele energii în sistemul lor. Înțeleg că și masculinul are rolul lui în viața mea ca femeie. Da? Masculinul are un rol foarte bun în a-mi organiza viața, în a-mi face profesia, în a-mi stabili planuri și obiective. Acolo folosim energia masculină. Dar femininul are legătură cu tot ceea ce, așa cum spunea și Gabriel, cu ceea ce simt, cu ceea ce-mi doresc, cu ceea ce creez, cu intuiția mea. Și în momentul în care nu li se mai pare atât de înfricoșătoare această latură, încep să o îmbrățișeze. Și mai este un moment, acela în care încep să primească feedback, cum se spune. Încep să vadă că, intrând în acea energie, primesc un feedback pozitiv din partea celor din jur și în special a bărbaților. Încep să spună, da, am făcut lucrul ăsta și parcă mergeam pe stradă și mă vedea lumea sau partenerul meu s-a oprit și a ascultat în momentul în care i-am spus ce simt vis-a-vis de o situație. Deci, cumva, înțelegerea, acceptarea energiei feminine, dar și reflectarea ei în relaționarea cu cei din jur, este momentul în care femeia începe să zică, parcă nu e așa de rău în energia feminină. Ia să dezvoltăm mai mult, ia să-i acordăm un pic mai mult atenție și spațiu și loc de manifestare. Eu am remarcat un lucru destul de tragic în rândul persoanelor care își doresc copii și femeile nu rămân însărcinate. Toate testele ies impecabil și dacă e să mă uit așa în istoricul fiecărei cliente, marea majoritate au fost crescute într-un stil așa mai băiețos. Hai să repar chestii în casă, hai să faci lucruri în casă, care aveau legătură cu treaba unui bărbat. Fetele, uneori, și din dorința de a-i face pe plac tatălui, începe să copieze din comportamentele acestuia și, de-a lungul vieții, își dezvoltă destul de mult energia aceasta masculină pe care, până la urmă, și noi ca femei o avem. Și, dintr-o dată, ne dorim să devenim femei, să devenim mame și uite că, de multe ori, nu se produce acest declic. Și, tocmai cum spuneai tu mai devreme, această conectare la energia feminină, de fapt, este cheia ca noi să ajungem să procreăm într-un final. Pe mine personal, ce m-a ajutat au fost fix intrările acestea în diferite activități, cum este tango, care să mă conecteze la energia feminină, inclusiv meditația pe care o simt ca pe o energie destul de feminină. Sau de-a lungul zilei îmi dau momente în care să mă conectez la energia feminină și să o las să crească așa în mine. Acum am o întrebare pentru tine, Gabriel. Dacă femeia ajunge să nu-și mai acceseze această feminitate, uite, poate să ajungă la aceste probleme, să nu mai rămână însărcinată, ce se întâmplă în pat, în amor? Cum se simte bărbatul când este foarte multă masculinitate acolo? Acum, uite, la începutul poveștii noastre, v-am spus că intrăm un pic în această zonă a psihologiei în care se vorbește despre personalitate. Este esențial să înțelegem această interacțiune între două persoane.
de ce două persoane interacționează într-un mod particular. Există 6 tipuri de personalitate, nu intrăm firește acum în detaliu, și într-o parte a polarității se află empaticul, iar în cealaltă parte se află promotorul. Fiecare dintre cele două personalități, o să stau un pic la ele, au un acces diferit la emoție. Încă o dată, emoțiile sunt prezente, accesul este diferit. Empaticul, în marea majoritate a doamnelor sunt empatice, pentru că de fapt despre asta vorbeați un pic mai devreme, interacționează cu realitatea externă prin emoție, prin simțire, nu prin rațiune. Ceea ce, încă o dată, este un lucru absolut extraordinar dacă este decodificat corect. În partea cealaltă se află promotorul care nu are acces la emoție, ci tratează totul mental. Partea complicată a chestiunii este așa. Un empatic este atras magnetic de către un promotor, iar un promotor se duce întotdeauna către un empatic. Închipuiți-vă ce este. Pentru că empaticul are de învățat de la promotor cum să raționeze, să-și folosească logica, iar promotorul are nevoie să coboare în emoție, să simtă lucrurile în mod diferit. Ce faceți când un promotor se întâlnește cu un empatic în pat? Se numește interacțiune. Uite, dacă înțelegem acest mecanism care este simplu, totul capătă sens. Dacă ne uităm la curentul electric, veți vedea, curentul electric funcționează pe baza a două polarități. Un pol negativ, care este negativ în sens de polaritate, nu de bun sau rău, care este energia yin feminină și un pol pozitiv yang masculin. Când se întâlnesc cei doi poli, avem lumină, avem energie. Dacă în pat se întâlnesc doi poli, fie că sunt ambii prepondere masculin sau prepondere feminin, nu există interacțiune și apare conflict. Deci este atât de simplu. Atunci când intrăm într-o orice tip de interacțiune, este important să vedem, înainte de toate, să ne cunoaștem pe noi, și bărbatul trebuie să-și asume rolul de bărbat, să-și preia energia masculină, să-și o asume. Se asumă, nu ți-o dă nimeni, tu trebuie să-ți o iei, să-ți o asume. Femeile să-și preia puterea feminină, energia feminină să-și o asume, exact cum ai povestit cu tangoul, așa, și împreună asumați cu roluri diferite, cu energii diferite, cu polarități diferite, creează o interacțiune extraordinară, interacțiune care altfel nu poate să apară. Și acum, după cum povestea la început, ce facem când se întâmplă anumite lucruri? Înainte de toate, trebuie să ne uităm în propria noastră realitate, să vedem ce fac eu cu mine, ce mi-am asumat și ce nu. Și apoi să negociez relația cu celălalt. Poate povestim astăzi despre compatibilitate, pentru că sunt bărbați care, în mod natural, sunt în partea in a realității. Pur și simplu, așa este naturalul. Și sunt femei care sunt în partea yang, sunt un pic mai în zona asta de leadership, de structură, de organizare, și atunci rolurile se schimbă, ceea ce încoate nu este. Interacțiunea întotdeauna va exista. Însă fiecare interacțiune este diferită și din perspectiva mea este absolut fascinantă. Okay. Cam asta era ideea pe care am vrut să o transmit. Acum vorbeai despre compatibilitate și aș vrea foarte, foarte pe scurt să intrăm în povestea aceasta, după aceea aș vrea să mergem către ce se întâmplă efectiv în dormitor. Dacă vorbim de compatibilitate și continuăm și ideea energiilor, până la urmă este posibil ca în pat să găsim un bărbat care accesează foarte mult energia feminină și o femeie care și activează foarte mult energia masculină și atunci ele ajung să fie compatibile. Vio, pentru tine, cum este ideea aceasta cu compatibilitatea? Eu cred că este esențială și vreau să mă leg un pic de ce ai spus tu mai devreme, din exemplu personal, pentru că cumva rezonează foarte mult cu al meu. Majoritatea timpului în viață am fost în energia mea masculină și o înțeleg perfect. Am fost crescută ca un băiat, mi-am asumat rolul de băiat cumva în viața mea, sau mă rog, rolul masculin. Nu știu dacă mi l-am asumat, cred că l-am dus așa din inerție
Și tu spuneai, ok, și ce face o femeie care, da, spune accept că, uite, sunt mai masculină. Din punctul meu de vedere, nu este absolut nimic în regulă dacă acest rol masculin este cunoscut, acceptat și asumat pe toate planurile. Așa cum spunea și Gabriel, da, este posibil ca eu să fiu în energia mea masculină și să am un partener cu energie feminină mai ridicată, dar ambii e important să-și asume aceste roluri și acest schimb de energie. Pentru că dacă, ok, eu sunt masculină, dar ajung să-i reproșez partenerului meu că nu este el destul de masculin, atunci se întâmplă dezechilibru. Am întâlnit, cred că, o singură persoană în toți anii aceștia de când lucrez, care mi-a spus așa, o femeie. A zis, eu știu că am rolul masculin în relația mea, partenerul meu are rolul feminin și ne-l asumăm și este ok așa. Dar am întâlnit un singur caz. În celelalte momente, femeile acționează puternic în rolul masculin, însă sunt total nemulțumite și dezamăgite că în relație, în sexualitate, partenerul cade sau se complace în rolul feminin. De multe ori să știți că bărbatul ajunge să-și asume rolul feminin pentru că pur și simplu masculinitatea femeii este mult mai puternică decât a lui, este impusă. Compatibilitatea pentru mine este un proces de negociere și cred că și Gabriel a spus despre asta. În primul rând, negociere sau transfer, nu e zice tranzacție. Se negociază aceste lucruri. Se negociază ce? Nevoile? Adică, uite, eu asta am nevoie în relația mea, asta am nevoie în sexualitatea mea, asta îmi place, asta mă completează, cu asta mă simt confortabil și asta îmi aduce bucurie, plăcere, cu asta nu mă simt confortabil. Da? Compatibilitatea se și testează până la urmă. Nu avem cum să ne dăm seama de compatibilități dacă nu ne lovim de lipsa compatibilității sau de disconfortul pe care îl creează anumite tipologii de oameni care vin în viața noastră. Cumva compatibilitatea înseamnă și armonie. Și armonizarea celor două energii înseamnă cunoașterea celor doi parteneri. Dar compatibilitatea, din punctul meu de vedere, este iarăși un proces și este esențială din nou într-o relație. Am să intervin un pic aici, te rog, cu o nuanță. Există, pentru că mintea mea masculină este antrenată și face parte din firesc să structurez lucrurile. Există compatibilitatea fizică. Este esențială. Pentru că din punct de vedere fizic, anatomic, biologic, avem nevoie să fim compatibili. Există o întreagă știință în Asia care povestește în detaliu despre cum oamenii au nevoie să fie anatomic potriviți. Pentru că degeaba există compatibilitate de altă natură dacă această compatibilitate nu este satisfăcută. Mai există o compatibilitate la nivel hormonal și este esențial. Există acești feromoni care transmit mesaje în exterior și celălalt percepe mesajele și spune îmi place sau nu îmi place felul în care miroși, în mod natural. Nu vorbesc de un miros sintetic. Deci asta este o compatibilitate fizică, hormonală, biologică. Există o compatibilitate emoțională. Nivelul de deschidere emoțională trebuie să fie relativ asemănător. Când două persoane se îndrăgostesc, se deschid ca doi trandafiri sau ca doi lucruri. Mai există o compatibilitate mentală, care din perspectiva mea este esențială. Degeaba cuplul este compatibil corporal, fizic, biologic, emoțional, dacă mintea lor nu proiectează realitatea într-un mod asemănător. Și există o poveste foarte interesantă în Orient. Se spune așa, să nu faci o relație pe termen lung cu cineva din alt sat. Poveste un pic mai lung. E o metaforă. Pentru că în celălalt sat, ei văd lucrurile diferit. Și la un moment dat veți intra în conflict. Și lucrul acesta este esențial. Să vă spun de ce, pe scurt. Dacă intrăm într-o relație pe termen lung, tip mariaj, cu o persoană care are alt tip de viziune, vom intra în relație cu mama ei, cu tatăl ei, cu rudele ei, cu grupul ei de prieteni, cu toată realitatea ei, nu vom avea un conflict doar cu o singură persoană, ci cu o realitate extrem de complexă.
Deci vedeți cum compatibilitatea devine ceva foarte larg. Dincolo de toate astea este o compatibilitate energetică foarte fină, foarte delicată, care se descoperă în timp. Și din perspectiva mea mai este o compatibilitate spirituală care are legătură cu informații extrem de delicate. Deci toate, vedeți, compatibilitatea devine ceva mai palpabil. Adică ceva ce poate fi ușor structurat. Și firește, română, este subiectul negocierii. Bun. Complexă treaba. Întâi mergem la niște vizionari, la niște terapeuți, luăm partenerul, verificăm toate lucrurile astea, ne verificăm pe noi, verificăm compatibilitatea în cuplu și iată-ne mai mult sau mai puțin compatibil în dormitor. Și se întâlnesc cei doi omuleți, care fiecare are propriile lui obișnuințe, propriile lui credințe. Femeia care își dorește să fie dezmierdată, bărbatul care își dorește să treacă la acțiune, că el trebuie să fie eficient și nu completăm foarte mult fraza. Aș vrea să vă întreb cum e cu preludiul ăsta în dormitor și care e rolul și cam cum ar trebui el făcut să, și vorbim așa în detaliu. La un moment dat, acum câțiva ani, am fost la un curs despre sexualitate și, efectiv, eu și cu partenerul meu de viață uitasem cumva de partea asta cu preludiu și am zis, domne, 30 de minute, deci trebuie să fie neapărat cel puțin 30 de minute. Și am zis, wow, uite, nu m-am gândit niciodată că trebuie chiar să stăm să cronometrăm. Pentru voi, cum e cu preludiu? Eu cred că preludiu este de mai multe feluri, sau cel puțin două dintre ele. Unul este mental și unul este fizic. Apropo de dormitor, nu neapărat, știi, în dormitor se petrece acțiunea. Sunt persoane care chiar sunt extrem de atrase de experimenta locuri noi și cumva se feresc de dormitor. Dar preludiul este perioada în care ce facem? Creștem așteptarea pentru momentul în sine. Pentru că momentul acela pe care îl așteaptă toată lumea și care durează maxim 5 secunde din punct de vedere fizic, are o întreagă poveste, are o întreagă, construcție în jurul lui. Deci preludiul mental este starea de excitare, de incitare înaintea momentului. Este felul în care mă îmbrac, felul în care unii parteneri se tachinează unul pe celălalt. Felul în care apropiați fizic sau nu, da? Nu știu, prin mesaje, prin telefoane, cresc starea de intensitate, da? Ideea asta că, ok, se va întâmpla. Deci este felul în care merg, felul în care arăt, felul în care mă îmbrac, felul în care ne tachinăm reciproc, în care aducem iluzii subtile sau mai directe, depinde de preferințe. Acel moment poate pregăti un act amoros extrem de intens. Și uneori aici preludiul nici nu-și mai are locul, pentru că sunt acele, să zicem, momente de interacțiune sexuală extrem de pasionale, extrem de intense, în care după, nu știu, un preludiu de câteva ore indirect, cei doi se întâlnesc și consumă actul foarte puternic, foarte pasional, fără să mai aibă nevoie de preludiu. Asta este cumva una. Dar dacă actul amoros se pregătește atunci când cei doi sunt împreună, preludiul cred că este diferit de la o persoană la alta. Evident, și asta este un lucru pe care bărbații sper să-l înțeleagă și să-l practice, o femeie are nevoie de mai mult timp ca să se pregătească, fizic vorbind. Este vorba și de lubrifiere, de deschidere, de pregătire emoțională și fizică pentru actul în sine. Da? Pentru multe femei, o atitudine foarte masculină și chiar agresivă din partea unui bărbat, din punct de vedere sexual, este percepută ca o agresiune emoțională și fizică față de ea. Deci acest preludiu, atingerile, pregătirea momentului are o dimensiune și emoțională, dar și fizică, biologică. Da? Femeia are nevoie de mai mult timp pentru a se pregăti pentru acel act, pentru incitare, pentru deschidere.
Uite, o să mă întorc un pic la povestea pe care am spus-o la început. Bărbații sunt deficienți și de aici foarte multe probleme. Da, de aici cele mai mari conflicte între bărbați și femei. Această eficiență. Pentru că este doar o chestiune de condiționare biologică în mod real și este o condiționare mentală peste care va trebui să trecem. Și acum, este de dorit să trecem. Acum, apropo de agresivitate. De cele mai multe ori când ne referim la agresivitate, proiectăm agresivitatea în curtea masculină, ceea ce este adevărat, face parte din instrumentarul masculin, însă, de cele mai multe ori, femeile manifestă un tip de agresivitate pasivă în egală măsură prezentă, dar cu o nuanță total diferită, pe care bărbatul o simte. Bărbatul, datorită acestei puteri fizice și a rolului pe care și l-a asumat mai mult sau mai puțin sau pe care trebuie să-l poarte, are această agresivitate fizică, organică, ridică tonul, își impune fizicul. Pe când doamnele, neavând acest instrument al puterii fizice, au dus acest tip de atac, care de fapt este un tip de apărare, au dus în altă instanță și s-a dezvoltat agresivitatea pasivă, care odată ajunsă în dormitor, doamnelor, sper că vor să fie și doamne care pot privi acest lucru, este, dacă vreți, dacă există afrodisiace, există și partea opusă, nu știu cum se le numesc. Este modul în care puteți distruge o relație sexuală prin agresivitatea pasivă. Un exemplu. Doamna fiind nemulțumită de prestația domnului, de acum sau din trecut, și firește o anticipare negativă, face o simplă remarcă. O simplă remarcă, spre exemplu, iar încep cu, sau iar bla bla, sau iar. Iar domnul care, doamnelor, bărbații, au sentimente. Conexiunea cu sentimentele este diferită. Nu faptul că au sau nu au sentimente. Toată lumea are sentimente. Conexiunea noastră, datorită acestui rol despre care am povestit, este diferită. Nu sentimentele, faptul că sunt sau nu prezent. Așa? Și atunci toată relația poate fi compromisă. Bărbații au alt tip de agresivitate, dar odată ce înțelegem agresivitatea și o alchimizăm în putere, îi dăm fermitate. Și când vorbesc de fermitate în dormitor, lucrul este esențial. Fermitatea este esențială în toate aspectele ei. Atunci putem să vorbim despre un anumit tip de alchimie. Adică toți avem părți întunecate, cum am povestit. Metaforic, îngerul și demonul. Întrebarea este cum să trecem și de înger și de demon și să devenim noi înșine. Este o poveste taoistă care spune așa. Când mergi pe o cale și ai ceva în minte, ai un scop, dacă ți apare un demon, scoate sabia și taie-l. Dacă ți apare un înger, scoate sabia și taie-l. Și acum în Occident spune, ok, dar stai un pic, cum adică să o tăiem pe înger? Ambele sunt instanțe mincinoase. Te scot de pe drumul tău. Deci, îngerul și demonul sunt, de fapt, două tipuri de credințe conflictuale între ele, iar noi suntem la mijloc între cearta lor. Ce este de făcut este să depășim acest conflict și să devenim, cum am povestit la început, noi înșine, ceea ce e un proces destul de complex, însă e fascinant. Gabriel, vreau să punctez ceva ce ai spus pentru că mi se pare esențial și îți mulțumesc că l-ai precizat. Și asta are legătură cu plătirea polițelor în dormitor, adică în sexualitate. Sunt foarte multe cazuri în care partenerii nu discută sau nu separă, da, de partea de intimitate, conflictele, frustrările, nemulțumirile pe care le au și le duc acolo. Și da, din păcate, femeile fac mai mult lucrul ăsta decât fac bărbații. Asta pentru că nu avem două lucruri. Odată, capacitatea de a ne comunica nemulțumirile, femeile fiind puternic emoționale și adună mai multă emoție, mai multă frustrare, le crește cumva povestea asta și neștiind să le comunice, ce fac? Se duc și apasă butonul fix unde este, nu, cel mai sensibil.
Și pe de altă parte este nevoia asta de cumva superioritate, de a plăti cumva polițele acolo. Ori este vital să înțelegem că aceste planuri se separă total. Ok, de obicei femeile nu prea pot intra într-un act amoros, într-un act sexual cu probleme de nerezolvate, vor avea nevoie, vor simți nevoia să le rezolve înainte, ceea ce este de preferat și încurajez lucrul ăsta, dar conflictele și polițele plătite în pat, așa cum spunea și Gabriel, aduc un dezechilibru extrem, extrem de puternic și care nu este doar acum, atunci când se întâmplă, ci cumva lasă urme și mai încolo. Deci conflictele se scot. Nu știu cine zice, cred că Osho a zis că cuplurile ar fi perfect să aibă o cameră destinată iubirii, bine, nu toată lumea va putea să facă asta, dar e interesant conceptul și metafora, da? Un loc în care nu există conflict, ceartă, în care nu gătim, nu ne certăm, nu facem alte lucruri, ci în acel spațiu doar consumăm iubirea. Și conflictele, da, pentru că apar, ele se scot în afara acelui moment. Ele se scot în afara actului amoros. Deci plătitul polițelor prin sexualitate este una dintre cele mai destructive atitudini pe care o avem, putem să o avem în cuplu și care, din păcate, se întâmplă destul de des. Și, Gabriel, îți mulțumesc că ai punctat excelent cumva nuanța asta. Din ce ați povestit acum, m-a dus așa cu gândul că acest preludiu, de fapt, ar fi bine să înceapă cu mult înainte de actul sexual în sine și preludiul, mai ales și din perspectiva noastră ca și femei când ne raportăm la bărbați, să-l vedem așa ca pe un zeu, ca de cea mai multe ori începem și ștergem cu ei pe jos, le spunem toată ziua ce nu ne convine la ei și după aceea eventual ne așteptăm ca seara să avem o noapte minunată împreună și să ajungem la orgasmul mult visat. Deci preludiul începe prin relaționarea aceasta în care îi arătăm celuilalt cât de mult îl apreciem, cât de mult ne pasă de el, cât ținem la el și arătându-i cât mai des posibil ceea ce ne place foarte mult la acea persoană. Și ca să facem această separare despre care vorbeai și tu, Vio, că e nevoie de momentul ăla de relaxare în care e nevoie fiecare dintre noi să intre înainte să ajungă în dormitor. Adică fiecare nu vine la serviciu cu 11.000 de probleme pe cap, tocmai am avut o discuție cu copiii care nu știu ce au mai făcut, eventual și cu vecinul și vecina, eventual și cu partenerul și face, hai că suntem în pat, hai că n-am mai făcut-o de o lună și hai, dă-i acolo cu treaba. Nu. Separarea aceasta se face prin relaxarea fizică, prin relaxarea mentală. Aș vrea să mă mai întreb ce ați mai simțit că ajută în partea aceasta de preludiu ca să pregătim momentul acela ca un joc de artificii, ca o splendoare a vieții. De zilele trecute stăteam pe terasă și admiram primăvara. Și la un moment dat am văzut cel mai frumos preludiu al naturii. Erau doi porumbei, un porumbel și o porumbiță, care timp de jumătate de oră au generat un joc de o frumusețe absolut extraordinar. Porumbelul se învârtea tot timpul în jurul porumbiței și, firește, porumbița fugea, dar nu suficient de departe. Și am stat și m-am uitat, am fost absolut fascinat de ceea ce făceau. Și într-un final porumbița s-a liniștit și au început să negocieze un pic realitatea diferită. Și uitându-mă, mi-am dat seama de fapt cât de simplu este. Și că niciunul dintre cei doi porumbei n-au fost la niciun curs de sexualitate, de comunicare, de how to, de cum să faci primii 7 pași în pat, următorii 14 pași după ce ai ieșit din pat. Deci nu făceau nimic la nivel rațional, ci totul era instinctual. Pentru că fiecare dintre noi avem deja softul instalat. Eu personal, după experiența atât cât a fost în această lume,
am ajuns la concluzia că nu trebuie să învăț nimic, ci doar să-mi reamintesc și să-mi permit să fac ceea ce simt deja, fără să trec prea mult prin filtrul rațiunii care mă tulbură. Așa da, așa nu. Dacă fac asta, cine știe ce se întâmplă? Da. Ok. Dacă facem din simțire, dintr-o intuiție, nu din câmpul emoțional, nu din câmpul mental, ci este ceva dintr-un câmp al întregului, al global, nu pot să explic în întâlnire, nu are cum să nu iasă, pentru că uneori noi facem compromisuri, hai și în seara asta, că trebuie, hai și... Dar nu simțim în mod real. Și această non-simțire generează altfel conflict. Acum, ca o paranteză, ați vrut să vorbiți cu un psihoterapeut, eu mă centrez pe conflicte de cele mai multe ori, pentru că face parte din... Așa că dacă o să mă auziți vorbind de multe ori despre conflict, asumați acest lucru. Acum închid paranteză. Deci, dacă facem acest lucru dintr-o instanță a firescului, care nu se învață, ci se reamintește, noi știm deja cum să facem toate aceste lucruri. Preludiul este un joc. Este un joc. Avem nevoie de jucăușenie, de non-rațiune, nu plan. Ok, 7 pași, primul pas, l-am bifat, al doilea pas, ce trebuie să fac? Nu funcționează. Este un joc care este acum și aici, în acord cu realitatea, acea realitate prezentă. Nu se supune unei formule foarte tare. Și doamnele simt, le place jocul și intră în joc sau nu, depinde, fiindcă doamna decide, apropo. Dacă sunt bărbați care se uită și cred altceva esențial, doamna decide. Doamna decide să intre în joc. Și odată ce a intrat în joc, jocul capătă, are o dinamică și începe să crească. Deci, credința mea, după experiența acestei vieți, este că dacă mă centrez în momentul prezent, într-un fel de intuiție care este dincolo de emoție și dincolo de gânduri, este ceva extrem de complex, jocul va fi absolut în flux, în flow. Nu perfect, nu ideal, ci în flow. În flow-ul acelui moment, cu acea persoană, în contextul particular. Și pentru a sări peste toate aceste lucruri mentale, relaționale, cum ce avem de făcut, ce nu e de făcut, conflict, non-conflict, compatibilitate, non-compatibilitate, toate lucrurile astea consumă energia mentală. Dacă mergem în această zonă a intuiției, a simțirii, lucrurile se simplifică. Iar la Doamne este esențial. Este foarte simplu să facă lucrurile astea. Este o părere personală, mai degrabă. Aici aș vrea să ne ducem un pic către realitate, pentru că totuși marea majoritate a educației noastre provine din revistele putentă pornografică, din filmele cu aceeași temă. Și acolo vedem că, pac, domnul deja a intrat în spațiul intim al doamnei, acela mai profund. Cred că e o chestiune care s-a educat într-o anumită manieră și ca să vorbim de acel flow, acea stare de prezență, e o cale extrem, extrem de lungă. Și de aceea cumva simțeam nevoia să spunem ce ar fi nevoie, pentru că noi am fost educați într-un anumit fel, am repetat acea educație și am rămas cu, ok, femeia își dorește mai mult înainte să se intre în interiorul ei, dar nu zice stop, pentru că și-a văzut poate în filme anumite lucruri. Domnul nu știe că, uite, ar putea să fie mult, mult mai interesant pentru el și mult mai plăcut pentru el în momentul în care acea poartă este bine, bine lubrifiată. Și aș vrea totuși să punctăm niște lucruri esențiale, inclusiv lucrurile acelea anatomice despre care vorbea Vio mai devreme, de ce este important preludiu și cum el are nevoie să fie făcut ca amândoi să se bucure și să nu ne copiem din acea informație pe care am primit-o de-a lungul anilor, pentru că n-am avut acces la altă informație. Din punctul meu de vedere, cred că și cei doi parteneri cumva funcționează diferit. Bărbatul are nevoie de incitare vizuală pentru a se pregăti pentru actul respectiv. Femeia are cumva nevoie de incitare, hai să spunem, mai mult auditivă. Da? De aceea bărbaților cumva le crește apetitul sau incitarea dacă le trimiți anume imagini sau dacă le descrie anumite imagini. Femeilor li se lubrifiază, hai să spunem așa, mintea în momentul în care aud anumite construcții de cuvinte, când aud, nu știu, reasigurări, dacă vrei
complimente, de ce nu. Preludiul ăsta este o întreagă stare despre cum cei doi se raportează din punct de vedere sexual unul la celălalt. Din punctul meu de vedere, și mie nu-mi plac interdicțiile, dar cred în unele, și anume una dintre interdicțiile în care cred este aceea a reproșurilor pe tentă sexuală într-un cuplu. Dacă vrei să dezvolți o relație sexuală corectă, atunci reproșurile ar trebui realmente interzise la nivel de cuplu. Și asta face parte din preludiu. Nu ai cum să te aștepți la un act sexual favorabil sau satisfăcător dacă tu de-a lungul zilei spui partenerului tău, nu știu, hai să zicem, o răutate sau o tachinare legată de performanțele lui sau de felul în care arată. Poate te... Și dau exemple concrete. Hai, ne mai rezolvăm și noi, știi, povestea aia că a trecut cam mult timp și, nu știu, odată la nu știu cât timp. Bun. Sau micile glumițe. Auzi să crezi că, nu știu, 10 minute ne ajung cu tot cu duș și dezbrăcat? Nu merge. Sau el, poate îți pui și tu pantofii aia roșii și îți pui și tu o altă lenjerie ca să mai diversificăm. Ele nu se fac niciodată asociate cu iminența actului sexual, pentru că atunci sunt preluate foarte personal, sunt văzute ca un fel de reproș, nemulțumire și asta strică armonia. Ele se pot discuta cu totul separat. Discuțiile despre sex nu au loc niciodată în timpul preludiului sau în timpul actului sexual. Asta este regulă, pentru că atunci se strică toată poezia. Ele, în schimb, e important să aibă loc în afara acestui spațiu, într-un timp dedicat, legat de ce ne place, de ce îmi place asta, de ce e important preludiu, ce înseamnă preludiu pentru mine. Ce înseamnă realmente? Pentru că nu este o rețetă. Pentru fiecare persoană, preludiu, cum spuneam, poate să fie altceva. Poate să fie incitare pentru partener, nu știu, poate să fie o imagine pe care partenera o poză cu ea, nu știu, într-un desui incitant sau cu o privire într-un anume fel și asta să incite interesul. Pentru ea poate să însemne un mesaj din partea lui: de-abia aștept să te văd diseară, de-abia aștept să te strâng în brațe. Sunt două planuri diferite. Și atunci acest preludiu este un întreg complex și un mod în care ne raportăm și așteptăm. Mai este o distinție. Felul în care așteptăm actul sexual sau îl îndeplinim pentru că trebuie. E timpul, a trecut mult timp și ar mai trebui să și noi. Dacă ajungem la nivelul ar trebui să și noi, deja apare ca o activitate de bifat, așa cum bifăm să facem cumpărături, să mai spălăm geamurile, să mai facem curat prin casă. O bifăm și pe asta, că dacă tot suntem un cuplu, na, ce ne diferențiază de alte relații? Păi, unde facem sex și a venit timpul. Bine, realitatea actuală ne arată că suntem din ce în ce mai stresați, din ce în ce mai preocupați de bani, de făcut case, cumpărat mașini, rezolvat copilul, dus la grădiniță, adus de la grădiniță, de la școală sau de oriunde ar fi și nu mai avem această intimitate de cuplu și dorința prea puțin să apară. Chiar eu mi-aduc aminte că la un moment dat, fiind amândoi foarte ocupați, munceam 10 ore, pur și simplu ne puneam în agenda să ne întâlnim și să ne dedicăm momente pentru noi, da. Nu, hai, uite, dacă ne-am pus în agenda de la 8 seara până la 12 noapte astăzi, gata, trebuie să și întâmple ceva, dar ne propuneam să avem timpul ăla pentru noi și să facem ca acea perioadă să fie una plăcută pentru amândoi. Pentru tine, ce ai simțit, Gabriel, că ajută în partea aceasta de preludiu? Până acum, eu povestea despre activarea acestor simțuri, de la un vizual, de la partea asta emoțională, să-i spui unei femei diferite lucruri frumoase și invers. Tu ce ai mai simțit că e util? Dacă mergem la înțelesul cuvântului preludiu, înseamnă prejoc, ludiu, ludic. Deci este o pregătire pentru un joc. Dacă înțelegem sensul sexualității, care este un sens biologic de reproducere, pe de o parte,
un sens de joc, de plăcere, de interacțiune și este, poate fi și un sens spiritual, de foarte rapid. Însă este de cel mai mult ori un joc. Pregătim un joc. Asta este tot. Ca jocul să funcționeze, să genereze plăcere, trebuie pregătit. Este atât de simplu. Noi am pregătit această întâlnire, am creat un context ca ea să funcționeze. Asta este tot. Preludiu există în tot. Este o pregătire a unui joc. Și asta ține de fiecare dintre noi. Cum înțelegem să participăm la joc? Ce așteptări avem de la joc? Ce tip de magnetism mai există între cei doi participanți ai jocului sexual și senzual? Și înainte de toate, cât alegem noi, fiecare dintre noi, să punem energie și atenție în acest joc? Este o alegere particulară, pentru că dacă alegem, cum ai spus, alegem de la 8 la 12 sau așa, sunt persoane care au alt tip de interes în această zonă. Ce te ajută, înainte de toate, pe mine personal, este așa. Să-mi dau curs chemării interioare. Este cel mai important lucru pentru mine. Dacă această chemare îți spune du-te, care este mentală, emoțională și mult mai mult decât atât, mă duc. Dacă nu apare, nu am de ce să mă duc. Pentru că știu, invariabil, că va fi un eșec. Deci, pentru a face toată această poveste extrem de condensată, este așa, exact ce am povestit mai bine. Dacă simt să fac, fac. Dacă nu simt să fac, degeaba încerc să mă implic. Degeaba fac ceva sintetic, pentru că nu are cum să iasă, iar celălalt simte. Și va fi ceva, probabil că o să existe o interacțiune, însă minim. Deci, din perspectiva mea, ce mă ajută pentru a răspunde la întrebare este această simțire. Simt un lucru, simt atracție, simt magnetism, este ceva în interior care mă atrage, mă respinge sau mă pune pe neutru. Când spun mă pun, este o altă instanță a mea, nu spun că cineva manipulează tot acest lucru. Și acesta este compasul meu în acest moment al vieții. Este în interior, nu este la nivel cognitiv. Cam asta e. Ok. Ca să ajungem la a descoperi de fapt ce este în interiorul nostru, mă voi întoarce și la ideea aceea de relaxare, pentru că dacă noi de-a lungul unei zile, de-a lungul unei săptămâni ne oferim momente de relaxare și ne lăsăm așa mâncați de tot ceea ce vine de-a lungul unei zile, nu mai are cum să apară nici măcar dorința care ar trebui să existe înaintea preludiului. Se spune că pentru noi, femeile, unul dintre cele mai importante organe sexuale se află undeva aici și undeva aici. Și de aceea este și nevoie de un timp mai îndelungat până să trezim energia sexuală a femeii. Dacă unui bărbat poate îi arăți o poză cu o femeie dezbrăcată și deja se trezește cu totul, femeia are nevoie de un pic mai mult timp și de aici nevoia acestui preludiu, care, bineînțeles, și pentru bărbați de foarte multe ori este important, mai ales în acest context în care trăim cu toții în această agitație continuă. Se mai spune de asemenea că în medie un act sexual durează undeva pe la 2 minute și jumătate, după care bărbatul ajunge deja la orgasm. Și în acest context există diferențe, pentru că femeia iarăși are nevoie de un pic mai mult timp ca să ajungă în faza de orgasm. Și de aceea vreau să ajungem și la acest punct fulminant. Este orgasmul o țintă? Cum facem să prelungim actul sexual astfel încât și femeia să ajungă în faza aceasta? Așa că vă invit să împărtășiți din propriile experiențe. Din punctul meu de vedere, tocmai faptul că orgasmul este o țintă devine o provocare și o problemă pentru majoritatea cuplurilor. Pentru că dacă cele 5 secunde de pulsație și de transformare a corpului și, evident, de fericire, de elixir, de plăcere, devin ținta,
Atunci ceea ce se întâmplă în timpul acestui act este o deconectare profundă unul de la celălalt. Pentru că fiecare cumva se grăbește sau aleargă către această țintă, pierzând de fapt partea esențială și cea mai profundă, și anume conexiunea, da? Trăirea momentului. În practicile orientale, de fapt, orgasmul sau cel puțin ejacularea, climaxul, deja nu mai este ținta propriu-zisă, pentru că ceea ce se întâmplă ca și energie în timpul conexiunii celor doi este mult mai profund și mult mai intens. Evident, cred că în cultura noastră acest lucru este privit ușor, cum să spun, circumspect. Dacă vorbim despre incontinență sexuală, deja se ridică din sprâncene și bărbații întreabă ce e aia, cum adică. Și chiar am auzit și femei care spun, da, dar eu dacă nu ating acest punct, cel puțin, nu, ejacularea și orgasmul bărbatului, simt că am muncit degeaba. Citez. Am muncit degeaba. Deci, cumva, ideea nu este ce construim împreună, ce fel de energie se degajă, se emană atunci când suntem împreună, ci nu cât de repede sau cât de intens și cât de exploziv este actul final. Și da, exact această alergare după orgasm, de fapt, face și ca durata actului sexual în sine să fie atât de mică, face și ca femeile de cele mai multe ori să rămână nesatisfăcute și nemulțumite, pentru că, așa cum tu foarte bine spuneai, Simona, avem nevoie de mai mult timp ca să ajungem acolo, femeile au nevoie de mai mult timp fizic ca să ajungă acolo, și atunci întreaga dinamică dintre cei doi este cu totul dată peste cap. De asemenea, există mai multe tipuri de orgasme pe care nu știu dacă femeile și le conștientizează. Eu aud destul de multe femei care îmi spun, eu nu știu dacă până acum am atins orgasmul. Și îmi spun asta femei de 30 de ani, de 35 de ani, de 40 de ani. Să ajungi la 40 de ani ca femeie și să nu știi dacă tu ai simțit de fapt, să nu știi cum arată, cum se simte pe corpul tău, pentru mine asta este o tristețe, este o disociere de un, cum să spun, de un drept profund al meu, de aceea de a cunoaște această plăcere. Deci avem orgasmul clitoridian, care este la suprafață și care poate fi atins foarte ușor prin stimularea clitoridiană. Avem orgasmul vaginal, care cere un pic mai multă acțiune și preludiu totodată. Și avem ceea ce în engleză se numește whole body orgasm, adică un fel de trăire cu tot corpul, dar acea trăire o atingi doar când există o conexiune profundă între cei doi parteneri, când în actul sexual există deja și o dimensiune spirituală, profundă, conexiune emoțională. Este o stare, o senzație pe care o simți realmente în tot corpul, din cap până în picioare. Sunt foarte multe persoane care nu au atins măcar unul dintre ele. Poate cel clitoridian, pentru că se ajunge la el foarte ușor prin autostimulare. Da? Asta este un tip de orgasm pe care femeile îl pot atinge singure atunci când se autostimulează în autoerotizare. Dar da, poate să fie o țintă, dar atunci când tu nu știi dacă ai ajuns acolo, dacă nu l-ai trăit, mie asta mi se pare trist. La fel cum de trist mi se pare că orgasmul ajunge ca țintă în sine și restul nu mai contează. Da, uite, dacă ne întoarcem un pic la preludiu, pentru că am povestit despre el, în acest cuvânt este cheia actului sexual. Preludiu, pre-joc, joc. Jocul nu are o miză, miza este jocul în sine. Jocul nu are o finalitate. Ne jucăm pentru că ne place să ne jucăm, nu pentru că ajungem la un punct în care noi avem un beneficiu sau generăm un beneficiu în favoarea celuilalt.
Dacă ne întoarcem în copilărie, atunci când ne jucam, pentru că și acum ne jucăm, ne-am schimbat jucările și am luat jocul un pic în serios. Ați văzut, plăcerea era în jocului. Fetele se jucau cu păpușile, nu știu, băieții se jucau cu soldăței, fiecare funcție de zona de atracție, dar era o plăcere a jocului. Nu era o finalitate. După ce mi-am arniat toate păpușile, le-am dus, gata, sunt satisfăcută. Nu, nu, era exact plăcerea interiorul jocului. Preludiu înseamnă prepararea pentru joc. Dacă n-am ajuns în joc, au americanul vorbă, let's play. Atât. Ne jucăm pentru plăcerea jocului. Fără a cuceri teritoriul emoțional, fizic, mental, energetic al celuia. Fără a ne impune, fără a ne valida, fără a ne valoriza, fără a-l valida pe celălalt, pentru că știm care nevoie. Fără a munci pentru celălalt, că de fapt muncim pentru noi, pentru că este o autovalidare. Când am ajutat pe celălalt să obțină nu știu ce plăcere, ok, eu mă validez pe mine că iată ce minune am făcut. Deci totul este despre noi în acest joc, pentru că toți, fără excepție, suntem ființe egoiste. Ne place să credem și facem totul în interesul nostru, chiar dacă noi mascăm, să facem pentru celălalt. În profunzimea noastră toți suntem. Este nevoie de un pic de autoevaluare și de sinceritate ca să trecem un pic la următorul nivel, când trecem în noi, nu în eu. De cele mai multe ori rămânem în eu. Deci este un joc. Dacă înțelegem interacțiunea sub forma unui joc, este plăcerea jocului. Pentru că după ce ajungi la o finalitate, indiferent care este, apare o stare de relaxare, de pauză, după care ne dorim din nou, dar ne dorim jocul. Și frumusețea este a jocului. Iar într-un joc există doi parteneri. Fiecare vine cu experiența lui, cu energia lui, așa, și creează această dinamică. Așa că varianta simplă a răspunsului, dacă există așa ceva, este centrarea, și nici măcar centrarea, este bucuria jocului. Hai să ne jucăm, să vedem ce este. Fără nicio așteptare. Dacă astăzi jocul a fost ok, este ok. Dacă n-a fost ok, este ok. Ne-am bucurat de joc. Este un joc. Însă dacă vă uitați în copilărie, știți că uneori unele fetele își luau păpușele și plecau, unii băieței își luau soldăței și plecau, dar știți ce făceau a doua zi? Se căutau de nou, pentru că știți ce vrem? Vrem jocul. Nu vrem finalitate. Ne place jocul, dar am uitat, am devenit prea serioși. Am uitat că este de fapt un joc și am pus targeturi, am pus scopuri, am luat jocul prea în serios. Este ludic, preludiu, prejoc, ludiu, partea asta ludică este jucăușe, este deschisă, este chiar dacă există conflict, în orice joc există conflict, nu există interacțiune fără conflict, conflictul se negociază și așa, dar ele dau savoarea, înainte de a închide povestea asta, este așa. Mie îmi place să asociez jocul cu mâncarea, pentru că mâncarea face parte din joc. Hai să spunem pizza, există un blat, există niște conținut și există peperoncino, care este extrem de picant. Acest peperoncino este, dacă vreți, în joc conflictul. Trebuie să fie puțin, să dea o savoare. Dacă blatul este făcut din peperoncino, nu mai există joc, există chin. Am făcut această paralelă cu mâncarea mea, întotdeauna sexualitatea și mâncarea merg împreună, pentru că sunt organice, aduc plăcere, satisfacție. Deci cam asta este centrarea pe joc, nu centrarea pe finalitate. Nu mănânc ca să-mi umflu burta, ci mănânc pentru că îmi place. Mă bucur de gust cu fiecare... Deși, ca să continui cumva pe ideea ta, sexul și mâncarea cumva se aseamănă, să merg împreună, dar nu în același timp. Chiar se spune că e bine să nu te angajezi într-un act amoros imediat după ce ai mâncat, din contră, pentru că o să-ți cadă, o să-ți cadă cumva și concentrarea și cumva performanța. Frumoasă comparația ta, să nu uităm să nu le amestecăm la propriu împreună. Da. Dacă în jocul acesta în doi ar fi cel mai potrivit să ne bucurăm împreună de el și dacă aducem o țintă, o finalitate ca și scop al jocului, normal că jocul acesta e posibil să termine destul de repede.
Și aici aș vrea să vă întreb din ceea ce știți, pentru că am primit și eu la rândul meu întrebarea unui prieten pentru un alt prieten, bineînțeles. În ce măsură bărbații pot să aibă orgasme multiple într-un act sexual? Acum am să mă autoactivez. Pentru că ai spus bărbații, n-am prea ori. Bărbații din sală să ridice două degete, da. Este o chestiune de educație, învățare și autocontrol. Încă o dată. Educație, învățare și autocontrol. Firescul pe care noi l-am obișnuit, cu care suntem obișnuiți să-l trăim, nu funcționează în termenii în care tu ai povestit mai devreme. Funcționează total diferit din cauza educației, din cauza modelelor mentale și așa mai departe. Uneori este considerat nefiresc să faci acest lucru. Motiv pentru care trebuie să faci lucruri nefirești. Adică să ai un anumit tip de control mental, fizic și intern, diferit, care pare a fi non-firesc. Poate deveni firesc. Însă, în mod evident se poate. Psihologia vorbește foarte clar despre acest lucru până la un anumit moment. Nu explică cum să faci mai mult peste acel moment, însă da, se povestește exact cum poți să ajungi la acel moment să extinzi actul sexual în principiu cam cât vrei, în principiu. Dar nu se povestește exact ca, la nivel de tehnologie ce ai de făcut. Sunt exerciții foarte simple care pot fi făcute, dacă nu sunt făcute cu lipsă de atenție, generează boli serioase în corp. Asta este altă poveste. Partea orientală explică tehnic, pas cu pas, ceea ce ai de făcut ca tu să alchimizezi acest flux de energie, să-l direcționezi, să-l transformi într-o energie, hai să spunem, creativă. Și există o tehnologie pe care trebuie să o antrenezi înainte de toate să te interesezi de ea, să o înveți, să o experimentezi, să o aduci în propria ta realitate, să o lucrezi un pic și apoi cu o parteneră, vorbesc strict pentru bărbații, o parteneră răbdătoare care trebuie să înțeleagă că ai adus niște tehnologie nouă în interacțiune. Și lucrul ăsta durează o lună, două, trei luni, șase luni, s-ar putea să dureze până apar rezultate reale. Și aici este o nuanță în care nu vreau să intru. Uneori partenerele nu acceptă acest lucru, pentru că un bărbat devine independent și își recuperează puterea. Uneori devine, din perspectiva partenerei, un pericol. Este o nuanță foarte, foarte fină, nu intrăm acum în ea, și partenera de multe ori îl sabotează inconștient. Pentru că un bărbat când devine independent din acest punct de vedere, s-ar putea, în funcție de opțiunile lui, să-și deschidă aria și viziunea. Iar doamnele nu vor acest lucru. Ceea ce este absolut firesc. Deci, pentru a răspunde la întrebarea ta, Simona, în mod clar se poate, cu condiția să te interesezi, să te informezi, să găsești metoda potrivită, pentru că este vorba de metodă, să o exersezi înainte de toate, să exersează individual, și să o exersezi împreună cu partenera ta și să ai răbdare. În egală măsură se întâmplă și la se poate produce și la doamne exact același lucru în condițiile pe care eu vi le-am propus. Adică este o parte de învățare, de conștientizare, de practică individuală și apoi în cuplu. Dar odată ce ambii parteneri ajung la această stare, cuplul se înșurubează la un nivel extrem de profund, pentru că nu mai sunt dependenți de o muncă, cum povestea Violeta, doamna a muncit ca să se producă domnului bărbat, domnului o plăcere, domnul nu mai muncește ca să producă doamnei un anumit tip de plăcere, ci este totul și cu totul diferit. Fiecare este responsabil pentru propria plăcere și nu mai sunt dependenți de o finalitate a unui orgasm exploziv, ci a o stare constantă de plăcere în corp, foarte fină, extrem de rafinată, care durează, poate să dureze 12 ore, poate să dureze 24 de ore și o puteți avea și în somn. Și odată ce s-a ajuns în această stare, se vede pe fața omului, credeți-mă, se vede pe fața lui, se vede în atitudinea lui,
pentru că are o stare de relaxare firească. Și în plus, bărbatul nu se mai simte atât de slăit după un act sexual, ci se simte, se simte plin de energie, plin de viață, plin de vitalitate. Și și femeia are un alt tonus. Bine, dacă în cazul femeii, din ceea ce am experimentat, poate să aibă orgasme multiple și apoi să reia actul sexual, în cazul bărbatului, de cele mai multe ori, dacă nu este educat în acest sens, atunci, în sensul de a avea orgasme multiple, nu poate să reia. Și pentru cei care poate nu cred lucrurile acestea, pentru că nu le-au experimentat niciodată, ne-am putem imagina pentru o chestie foarte, foarte simplă, legată de furie, da? Care până la urmă vine cu o energie explozivă și legat de furie, uneori îți vine să bați pe celălalt, îți vine să-ți dai efectiv drumul la această energie, dar alții o folosesc energia respectivă într-un act creativ, de la a picta, desena ceva. Deci cu un pic de experiență, cu un pic de educație, lucrurile astea pot fi ținute sub controlul acela în care energia vii și o folosești într-un mod foarte, foarte creativ și sănătos pentru noi. Dar revenind la ce spunea Vio cu faptul că noi ca și femei muncim și de ce nu, chiar am văzut în cazul bărbaților, cum ne-ai ajuns la orgasm, mamă, hai că mai trebuie să mai facem, să ajungi și tu să fii satisfăcută, să fii mulțumită. Și întorcându-ne și la ideea de joc, să ne placă jocul, totuși sunt cupluri care sunt de 10 ani, de 15 ani împreună și poate nu se mai bucură de acest joc. Și atunci ce facem în contextul ăsta? Pentru că cred că ideea de a munci este de fapt lipsa plăcerii de a te mai juca. Sau poate n-ai cunoscut-o până acum această plăcere de a te juca. Ce facem? Ne întoarcem cred că cumva la începutul emisiunii. Știi, mie îmi plac ambele concepte, și munca și joaca, doar că le-aș separa un pic. Munca este separată de actul în sine. Ce înseamnă munca? Exact ce spunea Gabriel. Învățare, conștientizare, schimbarea modului de a mă raporta la actul sexual. Eu cred că până oamenii nu vor ajunge să îi dea importanță și dacă nu... cumva un soi de reverență, dacă nu spun prea mult, acestui liant excepțional din relația lor și să muncească la propriu pentru ca el să se întâmple, nu vor putea să se joace în timpul actului sexual. Da, cred că este important să înțelegem și să acceptăm că avem ce să învățăm legat de sexualitate. Știți cum se spune? Cel puțin românii sau cultura noastră, la relații, sex, fotbal și politică se pricepe toată lumea. Nu, se învață. Sunt anumite practici care te ajută să schimbi modalitatea în care te raportezi la sex, în care, nu știu, practici acest act, da? Și se învață. Ideea este să-ți dorești, să pui destul de mult efort și importanță asupra acelui act, încât să te intereseze, să muncești, să ajungi acolo. Să înțelegi că pot obține mai mult, că nu este ceva ce vine, cum să zic, da, este instinctiv, îl facem așa cum ne vine și gata. Ok, dacă suntem ființe evoluate și vrem tehnologie și vrem inteligență și vrem, nu știu, funcții complexe, da, ale sistemelor noastre, de ce oare lăsăm sexualitatea la nivel de instinct și impuls? Pentru că și ele se pot dezvolta. Și acolo există preocupare. Și această preocupare se duce în plan concret la ceea ce învăț și schimb în teorie. Deci aici pentru mine vine, să zicem, partea de muncă. Și din nou, ambii parteneri trebuie să intre în drumul ăsta, să-și planifice ca sexualitatea să fie o parte componentă din relația lor, așa cum este și creșterea copilului și vacanța și planurile de, nu știu, cum ziceai tu, de casă, de mașină, sexualitatea trebuie să fie unul dintre planurile cele mai importante și pentru ele muncești. Muncești cum? În felul în care te porți unul cu celălalt, în felul în care te, nu știu, în felul în care arăți, îți păstrezi chimia sexuală, pentru că contează, așa cum spuneam, bărbații sunt ființe vizuale și sunt stimulați vizual, deci eu ca femeie e important să mențin
această stimulare vizuală pentru partenerul meu, aici să zicem că muncesc. Iar jocul vine dintr-o sferă de inocență și alungarea fricilor. Pentru că ludicul, nu, joaca se întâmplă în inocență. Iar în inocență ce nu ai? Comparații și frici. Copiii când se joacă nu se compară cu ei dacă nu au fost învățați deja de părinți să se compare. Uite, Maricica are păpușa mai mare, eu am mai mică și așa mai departe. Și teama. Nu te juca cu Maricica că o să-ți fure păpușa. Dacă Maricica are păpușa mai mare, o să câștige și tu nu. Și atunci, joaca aceasta se întâmplă când lăsăm un pic fricile și comparațiile la o parte. Te rog, ai vrut să spui ceva? Da, vreau să vă mulțumesc frumos că ne apropiem de final și pentru că am tot vorbit despre cunoașterea personală, de cunoașterea în cuplu, despre compatibilitate, despre diferențe anatomice, despre diferențe ale modului în care fiecare se raportează în actul sexual, inclusiv din punct de vedere hormonal. Aș vrea să vă întreb spre final care este o carte pe care o recomandați pentru a descoperi mai bine, mai mult despre tema noastră de astăzi, despre sexualitate și despre lucrurile pe care le-am discutat astăzi, pe care oamenii le pot aprofunda. M-aș bucura să fac mai multe recomandări, însă astăzi sunt în deplasare, așa că nu am acces la bibliotecă. Însă am câteva cărți cu mine. O să vă fac o recomandare care nu are legătură în mod direct cu sexualitatea, însă este ceva, o zonă pe care dacă o descoperim, o explorăm, ne ajută în cel mai direct mod în această zonă. Sper că se vede. Da. Cum să te iubești pe tine, da. Uh-huh. Aici este cheia. Pentru că în exterior, noi proiectăm ceea ce este în interior. Dacă ne iubim pe noi înșine, într-un mod sănătos, nu într-un mod egoist, cred că și egoismul face parte din formulă, reușim să ne expunem și să ne dăm voie să iubim și pe celălalt. Așa că asta este recomandarea mea. Încă o dată, acceptați faptul că sunt psihoterapeut și am o ușoară plecare către zona ce ține de provocări. Este absolut remarcabilă datorită faptului că are elemente practice în interior și te ajută să-ți faci o autoevaluare. Pentru că de multe ori trăim într-o lume extrem de subiectivă și credem despre noi unele lucruri. E cu ajutorul acestei cărți veți descoperi lucruri legate de viața voastră la care s-ar putea să nu vă fi gândit atât de mult. O singură nuanță, câteva secunde. La un moment dat se vorbește despre rușinea vis-a-vis de mediul din care noi provenim, care se transferă într-un alt tip de rușine. Este o nuanță pe care o puteți găsi în această carte. Cum este legată această realitate cu zona sexuală și senzuală? În cel mai simplu și direct mod. Cam asta este recomandarea. Deci ne oprim la una, n-avem voie decât una. Bine, așa facem ca să fie fair. Eu am o carte care pe mine cel puțin m-a ajutat foarte mult. Se numește Sex and the Perfect Lover. Îmi pare rău că nu-i dau traducerea în limba română pentru că nu am găsit-o în limba română și nici nu o pot arăta pentru că am luat-o de pe Amazon, dar autorul este Mabel Yim. Ce este extrem de important la această carte este că ea cumva sumarizează ceea ce am discutat noi astăzi. Adică explică importanța energiilor într-un cuplu și oferă o practică și de relaxare, și de respirație, și de meditație, și inclusiv o practică fizică în cuplul, care se poate, cum să zic, se poate încerca la un nivel incipient, dacă vrem să ne dezvoltăm viața sexuală, cu succes. Dacă vrem, ok, să accesăm la alte forme profunde și spirituale de sexualitate, atunci avem mai mult de muncă. Dar asta este un început și este o carte care se citește în două zile, ca o poezie, deși este plină de exemple. Deci este Sex and the Perfect Lover. Sper să există și în română, s-ar traduce, nu știu, Sex și Amantul Perfect, Lover în ideea de arhetipul amantului.
dar este extrem, extrem de detaliată la capitolul practici. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența în această emisiune. Eu le recomand celor care ne-au urmărit cărțile lui Iman Takchia despre sexualitate. Sunt fantastice, mi-au dat cu totul și tot o altă perspectivă cu privire la sexualitate. Și să ne revedem cu bine la următoarea emisiune. Vă mulțumesc! Mulțumim, Doamne ajută! Și eu mulțumesc, Simona Virata, și eu mulțumesc!